Călătorii cu peripeții. Parada pompierilor. Hai să pictăm mașina aia veche de pompieri ca pe o mașină de curse, exclamă Huey. Mickey Mouse râse. Ei, nici chiar așa, zise el. Cred că ar trebui totuși să arate a mașină de pompieri. Miki și băieții erau în drum spre secție. Se oferiseră să decoreze o autoutilitară veche a pompierilor pentru tradiționala paradă orășenească de a doua zi. Unchiul Donald lucrează la un car de paradă ultra secret, zise lui. Nu vrea să ne lase să-l vedem. Nu-ți face griji, răspunse Miki. Bătrâna noastră mașină de pompieri va fi cap de afiș. Miki și băieții ajunseră exact la timp ca să-l vadă pe bunul lor prieten Gufi, coborând vertiginos pe stâlpul de alamă ridicat special pentru antrenament în clădirea secției de pompieri. Salutare, gașcă!" zise Gufi. Gufi s-a oferit și el voluntar începător, la fel ca mine, le spuse Miki băieților, în timp ce se întindea să mângâie după urechi un dalmațian prietenos. El e pistruiatul, mascota secției. Uite și mașina noastră pentru parada de mâine. Gufi rânji cu gura până la urechi, conducându-i pe băieți către un model cu adevărat vechi de autoutilitară. Miki începu să frece caroseria, iar Gufi și băieții se apucară să o picteze. Chestia asta mai funcționează? întrebă unul dintre băieți. Miki dădu din cap afirmativ. Da, merge, dar nu e nici atât de puternică, nici atât de rapidă precum cele mai noi. Acum e folosită numai la paradă. După un timp, Mickey și gașca lui ieșiră să se uite la mașinile moderne, strălucitoare. Deci ăsta e cârligul și asta e scara, zise Gufi, iar echipamentul ăsta din spate e rezervorul cu pompa de apă. Gufi, le-ai spus exact pe dos, zise Mickey, Asta e pompa. Băieți, să știți că are o putere remarcabilă ca să poată face apa să urce prin furtunuri. Cred că pompierii au o meserie grea, zise și lui. Categoric, răspunse Gufi mândru, îți amintești când a luat foc hotelul cel mare din centru? A trebuit să salvăm vreo 20 de oameni. Eu am recuperat până și papagalul doamnei Porter. Hei, Gufi, zise Miki, dacă nu mă înșală memoria, papagalul a fost salvat de către pompieri. Ție ți l-au dat doar ca să-l ții. Dar i-am ajutat și eu, insistă Gufi. M-am dus, am căutat-o pe doamna Porter și i-am dat pasărea înapoi. Apoi Gufi schimbă subiectul. Stați să vă mai spun o întâmplare, băieți, zise el. Acum vreo doi ani a izbucnit un incendiu în parcul de la marginea orașului. Și? Întrebară băieții nerăbdători. Un foc de tabără scăpase de sub control, zise Gufi, dar eu m-am repezit fără frică în pădure. Să știți că în noaptea aia noi am salvat toți copacii de la pieire. Îmi amintesc, spuse și Nichi, Era frig afară. Noi doi am împărțit pături turiștilor care aprinseseră focul. Nu prea țin minte să mai fi făcut și altceva. Gufi părea stânjenit. Renunță să le mai povestească altceva terminară în sfârșit de decorat autospeciala și se îndreptară spre casă. Toată lumea aștepta cu nerăbdare marea paradă de a doua zi. În dimineața următoare, tot orașul se strânsese să urmărească defilarea carelor de paradă. Bătrâna mașină de pompieri conducea laiul cu Michi la volan. Băieților li se dăduse voie să meargă în spate, cu Gufi. O să câștigăm panglica albastră pentru cel mai bun cap de paradă, spuse Huey și se uită înapoi peste umăr. Carul unchiului Donald n-are nicio șansă. Mașina lui Donald venea exact în spatele lor. Era, de fapt, vechea lui camionetă, pe care Donald montase o rachetă spațială improvizată. Hei, Donald! îl strigă cineva din mulțime. Aia chiar e o rachetă adevărată? Aproape! răspunse Donald cu mândrie. Uitați-vă bine la ea, o să-i trimit pe membrii juriului pe lună. Și Donald merse încet înainte cu racheta lui șubredă, aruncând în urmă numai scântei. Pe neașteptate, racheta luă foc. Câteva scântei aprinseseră lemnul uscat al componentelor improvizate. În câteva secunde, mașina lui Donald era în întregime, în flăcări. Ajutor!" măcăi Donald. Foc!" Te salvez eu!" strigă Gufi. În timp ce Mickey opri brusc bătrâna autoutilitară, Goofy sări jos din spatele ei, apucând grabă unul dintre furtunuri și îl montă la un hidrant din apropiere, apoi începu să stropească mașina lui Donald cu apă. Curând, focul se stinse complet. În sfârșit, Goofy era un erou. În timpul ceremoniei de premiere de după paradă, primarul îl rugă să iasă în fața mulțimii. Goofy, te rog să accepti această panglică albastră și mulțumirile noastre cele mai sincere, spuse el. Astăzi ai dat dovadă de mare curaj. De fapt, ești, cu siguranță, cel mai brav voluntar începător care a ținut vreodată un furtun în mână. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!